stimat profesor și minunat când plângeți. Noi suntem Cristian Vasile, Antonia Smionovici, foști absolvenței școlii gimnaziale Nanu Mușcel și foști membri ai grupei Pardon. Ne bucurăm că sunteți cu toții alături de noi, alături de trupa Pardon și, cel mai important, alături de Matei. Suntem onorați să prezentăm acest spectacol aproape teatru, aproape joc, aproape poveste și chiar lecții de viață. Înainte ca mici actori, care nu pretind că sunt altceva decât amatori să intre pe scenă, vreau să spun că ce faci pentru tine, dispare odată cu tine. Ce faci pentru alții, rămâne pentru eternitate. Când niște elevi se joacă de actori într-un spectacol caritabil, jocul lor devine lecție de viață. Această introducere nu e doar un pretext pentru care vrei să transmite un mesaj. Noi, tinerii, nu trebuie după atenție și nici nu vrem să părem altceva decât ceea ce suntem. Nu suntem cei care memorăm lecțiile predate de rost, suntem cei care vor schimba lumea, cei care încearcă din răsputeri să ajute și cei care nu se vor da bătuți niciodată. Pentru că sunt și oameni care cred în noi. Nu este o simplă chestie. Este ambiție, sensibilitate, emoție, compasiune, dar și multe ore de repetiții, toate acestea fiind îndreptate către Matei, un copil care are nevoie de ajutorul nostru. Totul a pornit în clasa a 5-a, când micii actori au ales să-și petreacă ore din timpul liber departe de tehnologie și să se dezvolte pe ei înșiși. Mai exact, la opționalul de teatru, unde doamna profesor a contribuit pe deplin la modelarea personalității creative. Nu și-a dorit să formeze actori profesioniști și a arătat dragostea și devotamentul atât pentru artă, cât și pentru a dezvolta încrederea tinerilor în sine. Acest spectacol a luat naștere din dorința unei profesoare, prietena micului prinț, de a demonstra că tinerii pot face și altceva în afară de a profita de tehnologia computerizată. Iar răspunsul a fost unul pozitiv. Tinerii pot face lucruri deosebite dacă li se oferă alternative și sunt încurajați. Echipa este formată din 23 de elevi motiva, coordonați de doi profesori speciali, doamna profesor Van Mihaela și domnul profesor Damian Ovidiu, care și-au sacrificat numeroase ore pentru repetițiile care acum au dat rost. Susținuți de colegii care au ajutat la confecționarea decorului, realizat în 3 săptămâni exclusiv de ei, putem spune că rezultatul final este un pic de act artistic din suflet în suflet. Piesa pe care urmează să o vizionați este o piesă adaptată după cea scrisă de domnul Șatescu în 1946, la care s-au mai adăugat două secvențe din mica publicitate de același autor. Trupa de teatru încearcă să transpună în scenă naivitatea tinereții și comicul situațiilor școlare, în care cu toții ne-am regăsit măcar o dată. Și vă pun întrebarea. Cine nu s-a îndrăgostit măcar o dată în școală? Cine nu s-a certat cu colegii? Cine n-a fost speriat de un profesor mai exigent? Cine nu a fumat măcar o țigară pe ascuns? Cine nu s-a bucurat de nebunia și de farmecul colegilor? Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră ați răspuns eu măcar la o întrebare. Și cu siguranță că veți augura momentul artistic al propriei voastre. Nu în ultimul rând, vrem să-i mulțumim domnului Sergiu Cicu, care ne-a pus la dispoziție Casa de Cultură, fără de care acest spectacol nu ar fi avut. Rugămintea noastră este să opriți telefoanele și să păstrați liniștea, pentru a putea să apura din plin momentele acestui spectacol. Vă mulțumim! Thank you.
Îți datuie libertății! Aia de la americani! Aia, mă! Aia din New York! Nu, mă! Aia, mă! Nu vorbi așa, Titi! Toci! Zi-mi tu mie un om care e așa bolnav ca mine și Sefa s-a făcut bine! Schimbarea unui destin, la distrurile lui Lachie.